Bună ziua la o nouă întâlnire cu lumea tehnologiilor, cu lumea internetului. Astăzi am ales un subiect care vă stresează de câte ori intrați pe internet. Publicitatea online. Trebuie să înțelegem că fără publicitatea online, toți furnizorii de servicii online nu pot să-și finanțeze afacerile. De asemenea, celebrul Google, celebrul Facebook nu pot exista fără publicitate, pentru că veniturile lor de miliarde de euro, profiturile de asemenea de miliarde de euro, de acolo vin, din publicitatea online. În această ediție, împreună cu Iulian Andrei, director de dezvoltare la Rol.ro, vom vorbi despre publicitatea online. Salut, Andrei! Bună ziua! Cum reușim să ne împăcăm cu aceste banere intruzive, cu faptul că publicitatea asta intră în toate paginile web? Nu găsim o pagină web fără un banner, fie el mai mult sau mai puțin intruziv. Fie că citim o știre, fie că folosim un serviciu online, ne lovim de publicitate. Mai în ultima perioadă, mai mult decât atât, publicitatea pe mobil este omniprezentă. Orice versiune de mobil a unui site, bineînțeles, conține și bannere publicitare. Aș începe în primul rând această discuție prin întrebarea retorică. E bine să avem publicitate în general în viața noastră sau nu? Și eu am ajuns la concluzia că totuși publicitatea are mai multe părți pozitive decât mai puțin bune. O bună parte a oamenilor sunt de părere că numai produsele care vor să înșele sau să te păcălească au foarte multă reclamă și că o prea mare parte din valoarea produsului, fiind care îl cumpără, fie că este un electronic, o haină, un aliment, conține prea mult adaos comercial din cauza la publicitate. Rămân totuși la credința că publicitatea mai mult informează și mai puțin manipulează. Pentru că este important ca producătorul să aducă la cunoștința utilizatorilor, consumatorilor, produsele noi. Trăim într-o piață care este foarte dinamică. Lifetime-ul, durata de viață a unui produs, de la creație, concept, idee, până la apariția pe raftul magazinului, este mult mai scurtă. De exemplu, un model de mașină apărea acum odată la 5 ani, acum apare la 3 ani. Sau o pastă de dinți. Existau doar 3 feluri de pastă de dinți, acum există zeci de feluri, cu diferite arome. Ei, tot acest proces prin care este adus la cunoștința consumatorului, care are mai multe opțiuni, se numește publicitate. O altă parte care este mai puțin onestă este partea de intruzivitate sau partea de repetare. La un moment dat se repetă atât de des reclama încât subconștient ești condus către a încerca cel puțin, dacă nu a achiziționa, orbește acel produs, pentru că este făcut reclama pe nu știu care site sau cu o anumită intensitate. Evident, sunt și părți bune. E clar că o reclamă, pentru a fi mai eficientă, în primul rând trebuie să fie foarte bine targetată. Asta este cuvântul de ordine în publicitatea. Țintirea. În publicitate, targetare, adică țintirea către exact segmentul de da. De exemplu, ești consumator. Pe un site de business, nu ai să pui reclamă la cartofi prăjiți, ai să pui reclamă la un Mercedes clasa business sau la un computer clasa business. Ești pe un site de jocuri pentru copii, o să pui reclamă la bombonele, la prăjituri, la jucării. Ești pe un site de femei, pui reclamă la cosmetice, la fashion feminin. Toate lucrurile acestea se pot dirija. O altă parte a dirijării publicității pe internet este zonarea. Adică dacă ești din București, primești reclamă pentru București. Dacă ești din România, primești reclamă pentru România. Nu are sens să primești reclamă din China. O să observați că atunci când intrați prin niște site-uri străine, totuși vă apar reclamele în limba română. Majoritatea reclamelor sunt prin Google, pentru că Google știe să detecteze IP-ul, adică adresa computerului tău, și poate să-ți livreze exact publicitatea care trebuie.
ca să nu mai vorbim de remarketing, adică conform profilului tău care este la Google, îți livrează exact acea publicitate. Hai să o luăm totuși, să o luăm conceptual. Prin ce diferă publicitatea sau care sunt avantajele publicității online față de publicitatea la televiziune? Pentru că încet, încet, pe măsură ce conținutul video este din ce în ce mai promovat pe internet, ele se întrepătrund, mai devreme sau mai târziu convert, pentru că vezi bine cine folosește YouTube și toată lumea folosește YouTube sau Videomix, cel mai mare site românesc de videoclipuri. Întâlnesc aceleași videoclipuri de multe ori pe care le urmăresc la televiziune. Cum se împacă aceste modalități? Care sunt avantajele publicității online? Tu ai menționat unul foarte important, pentru că la televizor poți să alegi numai un canal de nișă eventual să gândești a comunica prin acel canal de nișă un anumit tip de produs. Dar pe internet este mult mai ușor. Opțiunile sunt nelimitate. Sunt nelimitate și aici aș vrea să prezinți tu de ce cineva și-ar face sau o companie alege online în loc de TV? Sau care sunt avantajele pentru a înțelege conceptul în primul rând, după care vei da și exemple așa cum ne-am obișnuit, ne-a arătat de fiecare de exemple interesante și utile. Problema principală a publicității din punct de vedere al marketingului este că, așa cum spunea părintele marketingului tradițional, jumătate din banii de publicitate îi arunc pe fereastră. Problema este care jumătate. De unde? Dacă la televizor ai un număr relativ limitat de canale, 50-40, la internet practic ai un număr miliarde. Mai mult, atunci când navighezi pe internet, audiența este mult mai segmentată și mult mai bine structurată decât la televizor. La televizor unele sunt mai generaliste, altele mai puțin generaliste, dar se remarcă o tendință din ce în ce mai mare de structurare. Acum trebuie să fii un trust prea puternic media să ai un site generalist sau să ai o televiziune generalistă. Majoritatea încearcă să-și ocupe o nișă, iar respectiva nișă de piață se pretează foarte bine. De exemplu, dacă ai un website în care este dedicat câinilor, este de așteptat ca reclama pe care ți-o livrează Google să fie la produse specific care au tangență cu câinii. Lese de câine, hrană de câine și lucruri de genul ăsta. Dacă ai un site care prezintă noutăți din IT, publicitatea care o să o ai este evident că o să fie cu tablete, cu telefoane mobile, cu laptopuri, cu lucruri din IT, pentru că poți să corelezi. Cineva care îți intră pe site-ul tău și citește despre IT, este clar că își dorește ca reclama pe care o primește să fie cea potrivită. Da, hai să explicăm totuși, că tu vorbeai de Google. Da. Hai să explicăm totuși care este fluxul de la cel care vrea să vândă, da? Și folosește Google ca ad server ca promotor al bannerelor respective, al publicității, al informării prin bannere, care sunt pașii și către cine se promovează acele bannere, adică prin cine se promovează, pentru că bineînțeles toată lumea intri pe un site și vezi foarte multe bannere, unele site-uri sunt chiar ca pom de Crăciun, fie vorba între noi, dai un click, ajungi și vezi numai bannere, de fapt nu mai vezi știrea pe care vrei să o citești sau lucru pe care îl căutai. Hai să explicăm care este acest proces, pentru că ar fi interesant atât din perspectiva utilizatorului, care se confruntă zi de zi, intră în contact cu bannere respective, să înțeleagă cum ajung ele acolo. Da, am făcut o introducere relativ mare în ceea ce privește publicitatea. Acum vom intra în detalii tehnice. Este vorba de zone pe care noi câteodată le considerăm neutre sau zone care nu sunt cu publicitate. Și mai este vorba aici despre faptul că publicitatea internet începe să nu mai aparțină tuturor, să vină o agenție de publicitate sau clientul direct la tine să-și facă reclamă pe site-ul tău, ci din ce în ce mai mult simțim reclama de la din cele doi poli. Dinspre web, navigarea pe pagini de web,
publicitatea Google, dinspre rețele sociale, publicitatea Facebook. Și voi începe mai întâi cu publicitatea de pe Google, dacă se poate. Avem, sunt aici câteva exemple. Da, aici e o căutare întâmplătoare. Sunt două zone care sunt importante. Zona imediat după, după care oferă primele rezultate. Aceste căutări, rezultate de căutări, sunt căutări plătite. Pentru zona aceasta și cea laterală se licitează. Cele mai scumpe sunt, evident, cele de sus, putând să ajungă un click să coste, ca să livrez clientului, între 20 de eurocenți până la sume de chiar de 5 euro, un simplu click. Să fii... Bine, în funcție, în funcție de, de piață. Și în funcție, funcție de piață. Că da. În România poate să fie 10 da. Cenți, în România, 8 cenți, iar în, în Statele Unite, Marea Britanie, în Elveția, într-adevăr, un click poate da. Să fie și 3 da. Cenți, 3 euro sau 5 putem, euro sau 4 euro. Într-un fel se reflectă situația economică, clar, la prețurile de publicitate, pentru că costul per click de publicitate în România este 10 ori mai mic, la fel și veniturile din publicitatea care, care vin din Google sunt chiar de 10 ori mai mici. De exemplu, în Statele Unite poți să primești frecvent pe un cost per click la publicitatea care se aduce în pagina ta de web între 50 de dolari cenți și chiar un dolar, pe când în România, dacă prinzi mai mult de 15 cenți, ești, ești norocos. Deci să explicăm, este vorba da. De bani pe care îi încasează proprietarul da. Site-ului, care pune la dispoziție da. Lui Google spațiile da. Publicitare. Da. Haideți să arătăm spațiile publicitare care se vând de regulă pe Google. Deci acestea sunt dimensiunile standard care se vând de către Google și fiecare are diferite prețuri care se plătește. Acestea, în funcție de poziționare și în funcție de site-ul pe care sunt, sunt plătite diferit. Da. Și unele dintre ele sunt, acestea fiind dimensiunea lor standard. Bannerele acestea pot fi mai mult sau mai bine plătite în funcție de ce site sunt poziționate. De exemplu, dacă este un website, cum este Videomix, cele care sunt, bannere, vedeți, leaderboard-ul, partea de sus, sau 300x250, bannerul standard, acestea sunt reclame contextuale, text, da? Și reclamă din interiorul playerului, acesta. Deci dacă îl închid pe acesta, pornește playerul. Da? Și, și la sfârșitul reclamei, da? Aici mai avem încă o reclamă, se vede. Da? V-am livrat și o reclamă Coca-Cola între timp. O reclamă video, da? Da. Și, da. Și dacă se poate, o să observați că la sfârșitul reclamei mai apare încă o reclamă, tot încorporată, sub player, mai este încă un banner și acestea au diferite costuri. De exemplu, bannerul acesta din interiorul videoului este plătit numai cu 3 cenți, pe când bannerul din partea de sus este plătit cu 12 cenți clicul. El având, trebuie spus, da. O rată de click și o vizibilitate mult, mult mai mare. Da. Și iată de ce, exact ceea ce prezinți tu, se regăsește, deci această creștere da. Extraordinară a Google se regăsește și da. În creșterea profiturilor Google, aici care au crescut da. Cu aici la 3 miliarde de dolari pe trimestrul 3 al acestui da. An, cu 36% mai mult față de anul trecut. Da. Deci iată că publicitatea online deservită prin toate aceste mijloace, da. Pre-roll, bannere, a generat la o creștere da. Semnificativă a profitabilității și veniturilor Google. Evident, evident, pentru că impactul care îl are asupra ta ca utilizator online este când vezi un banner pentru o secundă și mai ales în unele zone în care ești obișnuit să le vezi. Zonele în care ești obișnuit să vezi bannerele, pur și simplu nu-ți captează atenția. Le uiți. Dacă se poate, aș dori să arăt aici, pentru ca un banner să fie cât mai productiv, avem partea de video pre-roll, care se vede în partea de sus, durează 20 de secunde și care este cea mai eficientă. Deci până când intre spotul video dorit,
trebuie să consumăm publicitatea, un sticky ribbon se mai ridică din mijloc și pentru a fi cât mai captivant, bannerul este animat în flash și cu diferite mesaje. În felul acesta, utilizatorul e clar că este captează atenția cât mai mult înspre mesajul publicitar. Și de asemenea, aceasta este o reclamă care este foarte bine recompensată, mai ales că și conținutul video este din ce în ce mai mult apreciat. Acest conținut video poate să aducă profituri mult mai mari decât dacă este un conținut text. Un conținut text este parcurs, mai greu îl distragi. Pe când un conținut video... Deși pe internet reclama video este mult mai bine plătită. Mult mai bine plătită, da. De fapt, e cel mai bine plătită și este un fel agreabil, mai plăcut. Pentru că, de exemplu, dacă ai un produs mai specific, poate vrei să arăți cum funcționează sau poate vrei să... să zic eu, să promovezi o anumită persoană care să explice mai multe sau să-i oferi sunet. Pe când un banner ar fi deranjant. Ar fi deranjant un banner să aibă și sunet și video și să și pornească și să nu știi de unde să-l oprești și să mai ai încă 30 de ferestre sau 20 de ferestre, trebuie să le închizi pe toate ca să omori sunetul. Cum să faci mai repede? Câteodată sunt unele bannere stil bombă cu ceas. Adică deschizi pagina, te duci, îți vezi de lucru pe alte pagini și te pomenești că începe un sunet și nu știi de unde. Că nu a pornit exact când ai deschis, se deschide la 10 secunde, 20 secunde. Sunt unele zone în care detectezi mai greu care banner face sunet. Poate chiar ai de lucru în respectiva pagină, ți-ai salvat niște informații sau lucrezi și lucrurile devin la un moment dat enervant, mai puțin plăcute. Da. Rămân totuși la concluzia că publicitatea prin internet, prin aceste bannere, totuși poate să fie și creativă. Sunt unele bannere care au un gameplay, așa ar fi mai frumos să zic, au o componentă ludică de joacă interactivă care îl face captivant. Unele bannere pot să completezi un formular sau chiar să participi la concursuri online. Aceste bannere sunt ok, de bună credință, dar alte bannere sunt foarte, foarte invazive. De exemplu, un gen de publicitate este interstițialul. Interstițialul este acel intermezzo, o întrerupere în experiența navigării în care îți spune mai așteaptă 5 secunde și după aceea te direcționăm. Este cât de cât ok dacă îți dă posibilitatea să treci mai departe, dar sunt foarte mulți care nu îți dau posibilitatea să treci mai departe și... Și atunci de multe ori renunț să mai navighez pe pagina respectivă. Am mai observat de asemenea pe YouTube, în cazul în care de multe ori îți intră un video pre-roll, adică publicitate video, înainte de a vedea clipul video de o durată de 20 secunde și nu-ți dă posibilitatea ca să o sari, se numește opțiunea True View. Opțiunea True View de a sări respectivul spot publicitar, un simplu refresh F5 te poate face ca să vezi clipul în mod natural rapid, dar foarte puțin știu să dea refresh și există o stare de ușoară hipnoză. Dacă știți, când mergeți la cinematograf, după ce se termină filmul și ieșiți din sala de cinematograf, parcă intrați într-o altă lume. Ei, la fel este de multe ori și la televizor. Când te uiți la un film multă vreme și dintr-o dată îți dă reclamă, dar nu știi de ce te uiți în continuare. Conținutul video și interactivitatea internetului iarăși dă o stare de ușoară hipnoză care te face să prinzi ceva din acest spot. Acum fiecare, există foarte multe design-uri de bannere. Se zice că bannerele care sunt pe Google sunt cele mai plăcute și cele mai puțin intruzive, da. Da. Și eu aș pune în primul rând pe seama nu a designului sau că de regulă persoanele care vor să-și facă o reclamă mai decentă își fac prin Google, cât prin faptul că este targetat. Nu îți dă reclamă care nu te interesează. Dacă tu ești pe site-ul de anvelope de iarnă și vezi reclamă la anvelope cu iarnă, poți să zici că face parte chiar din oferta site-ului, da? Și hai să spunem totuși cum face Google acest, cum reușește Google să
deservească în modul ăsta BNR, pentru că el în primul rând urmărește comportamentul tău. Da. El urmărește, înregistrează toate, tot ceea ce faci după computer, unde navighezi, ce site-uri vezi. În momentul în care el ad serverul respectiv, software-ul respectiv constată că ție îți place sau te interesează un anumit domeniu. De exemplu, ești cauți la un moment dat o vacanță într-o zonă exotică sau la schi, că este sezonul acum de schi. Hai să vedem cum procedează Google. Tu cauți, intri pe tot felul de site-uri de stațiuni de schi, fie poate să fie, așa cum ai spus, o targetare, o țintire geografică, de exemplu, dacă tu intri și pe stațiuni sau pe site-uri din Austria, atunci cu siguranță ad serverul Google îți va deservi bannere din Austria, eventual și din orașele respective. Eu am avut de multe ori această experiență în care Google practic imediat a analizat și a înregistrat comportamentul meu, iar apoi mi-a deservit bannerele care mă interesau. E, această modalitate nu este atât de supărătoare, pentru că dincolo de eficiența ei, dincolo de faptul că poți să dai click pe acele bannere și să ajungi acolo unde te interesează, el are o politică destul de strictă în privința bannerelor și nu agrează, practic nu dă posibilitatea unor bannere intruzive, unor bannere agresive care să acopere partea de conținut de pe site. Și acest lucru este un aspect pozitiv. Deci este Google AdSense, politica Google AdSense, adică cea care faci tu bani. Deci în momentul ca în care ai un site, ca site, ca publisher, poți să fii persoană fizică, poți să fii organizație, instituție. Dacă ai un site cu audiență, trebuie poți să-ți faci cont. Ca să obții un cont AdSense, de multe ori pentru România se obține destul de greu, la 2 săptămâni și destul de restrictiv și condițiile ale policy-ului, adică a politicii de utilizare, sunt destul de drastice, adică bannerele nu trebuie să fie amplasate în locuri în care în timpul experienței de utilizare să dai click întâmplător pe bannere. Adică din greșeală. Da, pentru că în felul acesta fraudezi experiența utilizatorului și induci în eroare. Google nu s-ar teme atât de mult din cauza la câți bani ar pierde, cât și ar pierde reputația că nu livrează reclama relevantă. Cât și a geolocației, pentru că Google își calibrează reclama care o livrează utilizatorului, în primul rând după geolocație, limba pe care o folosește, site-urile care au mai fost, cât staționează pe anumite site-uri și de multe ori și mai ales analizei cuvintelor ce conține. Deci, de exemplu, dacă ai o pagină în care vorbești o jumătate de oră despre bebeluși, e foarte probabil ca în pagina respectivă să fie reclama, Google să livreze reclamă pentru bebeluși. Aș vrea să vă arăt cum arată un Google Analytics, o statistică în timp real de pe un site al nostru, Pozero.ro, care înregistrează mai mult de 300.000 vizitatori unici pe zi, cu câteva milioane de afișări, arată că mobili sunt 15% în acest moment, 82% de pe computere desktop, iar criteriile demografice ne poate arăta vârstă, interese despre cei care utilizează. Deci Google știe automat după comportamentul pe respectiva pagină cine sunt. După aceea poate să arate din ce țară sunt, da? În ce țări sunt, da? Aici au un procent care este relevant. De exemplu, închipuiți-vă că site-ul acesta, având o audiență atât de mare într-o lună, că atinge 2-3 milioane de unici, este destul de relevant faptul că arată niște procente. Faptul că din aceștia sunt din Italia, Spania, Anglia, Republica Moldova, Germania, arată clar distribuția românilor diaspora, și cât de activ sunt. Bun, revenim în câteva minute după un scurt promo. Vorbim despre publicitatea online.
Sunt Georgel Lucă și pe 1 ianuarie 2014, de la ora 19, vă invit în fața micului ecran să urmăriți cea mai spectaculoasă emisiune. Petrecem de anul nou, intrăm în casele dumneavoastră cu tineri interpreți și generația de aur a cântecelor noastre. Pe 1 ianuarie, de la ora 19, Georgel Lucă ne invită să petrecem de anul nou. Un țăran român pentru care pământul și familia sunt tot ce are mai scump. Eu credem că e rece. Ce să fie rece, mă? Fasole, foncirea pământului. Rez de plată, 2800 lei. Păi nu-ți spusei că n-am băjut, păiture? Premiul întâi, Moromete Nicolae. Ia bă pălăria de pe cap! Nu le pot uita! Nu o să mai apuce alegeri nici Aristide. Și nici nimeni. Ce mă, ăsta-i lotul lui Tactu, mă? Dai-i Victor, mă! Despre tradiție și vântul schimbării în Moromeții. Sâmbătă, ora 22 la TVH. Grăbește-te, că întârziem la liceu. Unde mergem diseară? Vezi că la 5 avem antrenament, să nu lipsești, ok? Bine. Cum sunt anii de liceu? Sunt cei mai frumoși ani. Liceenii, sâmbătă de la ora 14 la TVH. Ai vrut sport? Ai sport! Cei mai buni invitați, transmisiuni în direct, discuții de calitate, Sport Live, emisiunea care îți prezintă evenimentul din spatele știrii, în fiecare luni de la ora 20 și 30 de minute la TVH. Am revenit așadar, publicitatea online, un domeniu care, pe de-o parte, ne stresează atunci când intrăm pe site-uri cu foarte multă publicitate, pe de altă parte, ne este utilă. Iulian, hai să vorbim și despre Facebook. Știi foarte bine că inițial Facebook a avut o strategie foarte clară. Nu a acceptat publicitatea absolut deloc, nici n-a avut un astfel de obiectiv, model de business. Pur și simplu, el a urmărit o creștere exponențială, o creștere extraordinar de rapidă a numărului de abonați. Acest lucru, bineînțeles că, într-o perspectivă, cu foarte mulți abonați, ce poți să faci? Să le vinzi publicitate. Normal. În principiu, cam ce face și Google. Și se întrece cu Google în a vinde publicitate astăzi. Iulian o să ne arate de data asta cum se face publicitate pe Facebook, care sunt avantajele Facebook, publicității pe Facebook față de publicitatea pe Google. Unii spun că publicitatea pe Google este mai eficientă, așa zisa conversie este mult mai bună pe Google, dar dacă știi să faci bine publicitate și pe Facebook, rezultatele sunt cel puțin la fel de bune. Hai să povestim de Facebook. Vorbim aici de două medii complet diferite ca și comportament. În general, pe Facebook, cât intră lumea, intră în dispoziția de a se distra, de a socializa și mai puțin de a face achiziții. Din alt punct de vedere, Google este un site pe care oamenii intră să se informeze și chiar de multe ori cu gândul clar de a face o achiziție. Dacă eu vreau acum să cumpăr un laptop, unde mă duc ca să mă informez, pe Facebook sau pe Google? Pe Google mă voi duce și voi căuta mai multe locuri. Bineînțeles, voi trece prin furcile caudine ale reclamei care din toate părțile mă va încolți și va da cât mai multe sugestii ce să achiziționez. Dar aș fi putut să fiu influențat de acum o săptămână când
am fost undeva și am postat o imagine și întâmplător în dreapta am văzut un mic beneraș care îmi spunea că laptopul respectiv este mai ieftin cu 20% și mi-a dat de gândit că aș putea face o achiziție, aș putea închide achiziția. Și aici putem să împărțim publicitatea în două părți. Partea de brand awareness de a aduce la cunoștința publicului că există într-un mod plăcut și mai inocent, și partea mai practică, mai pragmatică, aceea conversie, cum ai spus tu. Majoritatea, 90%, nu le este clarificat semantic ce înseamnă conversia. Conversia înseamnă transformarea audienței de internet în încasare. Atunci când votează, când este votat cu portofoliul. Asta este scopul final. Fie că achiziționezi un serviciu online, fie că cumperi un bilet de avion sau un produs online, sau fie că te duci la o săptămână sau la o zi după ce te-ai informat pe site direct la magazin să faci achiziția, toate acestea au ca scop conversia. Deci conversia este practic trecerea de la nivelul de consum al informației pe internet până la, până la face efectiv achiziția. Și s-a demonstrat că în medie, de exemplu, pentru a achiziționa un iPad, te informezi în 20 de locuri, sau un iPad sau o tabletă, de regulă te informezi în 20 de locuri până când iei decizia de a cumpăra. Mai întâi vezi reclama pe Facebook, după aceea dai un search pe Google, după aceea te duci pe site-ul producătorului oficial, după aceea intri pe forumuri, mai vorbești cu altcineva pe altă pagină, mai citești un review pe altă pagină, te întorci, postezi la tine pe Facebook poza, uite asta mi l-aș dori, mai interacționezi cu câțiva, fiind o achiziție relativ importantă și pe termen lung, normal că decizia de cumpărare se ia mai greu. Dar când este vorba ca să cumperi, să zicem, un papion, nu cred că trebuie să te duci prin 20 de locuri ca să te informezi cum ți-ar sta acolo, 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 sau un alt produs cu o valoare mult mai mică. Așadar, revenind, Pe Facebook. Facebook a intrat mult mai agresiv cu reclama. În primul rând a intrat cu paginile de fani. Toți marii producători au dorit să-și aducă fanii ca să-i informeze pe paginile lor. După producători au intrat lanțurile de distribuție. Lanțurile de distribuție iarăși au dorit ca să informeze cu promoțiile, cu locațiile și cu toate lucrurile astea pe paginile lor de fani și au colectat. Iar după aceea au intrat pur și simplu produse care conversia se face relativ ușor din cauza felului în care este promovat. Pot fi produse de larg consum sau produse care au promoții importante. Pe Facebook nu te duci să vinzi cu un preț de listă, te duci și de regulă cu o promoție. Bun, hai să vedem care este avantajul Facebook față de Google, pentru că știi foarte bine, Facebook folosește datele personale ale abonaților lui, în timp ce Google nu folosește numai comportamentul luat de pe cookie, luat al calculatorului, deci sunt diferențe semnificative. Se pare că Facebook are un avantaj mult mai mare din perspectiva targetării extrem de precise a potențialului cumpărător. Da. Pe de altă parte, știi bine că și Google, văzând diferența asta în favoarea Facebook, a anunțat că pe Google Plus, și anunțat oficial, Google chiar te încuraja să intri cât mai mult pe, pe Google. Va folosi datele personale ale abonaților. Vorbim de doi competitori. Google are foarte multă experiență, foarte multe informații și foarte mulți utilizatori. Deci are un avantaj major înaintea la Facebook, anume cel al vechimii, al infrastructurii, al organizației, al culturii, al încrederii, pentru că încrederea pe care o ai în Google este mult mai mare față de Facebook. Dacă ai vrea să achiziționezi un produs, va depinde mai mult. Deci, practic, bătălia dintre acești doi jucători este ca între doi gladiatori exotici, unul care este din nordul Europei și altul care e din Africa, unul cu o furcă și altul cu o sabie. Deci fiecare are avantajele sale, unul mai bun de la distanță, altul mai bun de la aproape. Facebook are primul său avantaj, acela că colectează date clare de la utilizator. Google face analogii.
face analogie, creează profile, profileruri în funcție de comportamentul online. Deci merg mai pe pipăite, mai orbește Google-ul. Dar cam pipăie cam tot. Pe când Facebook mizează și impune din direct din politica de utilizare a site-ului, trebuie să ai minim 13 ani, nu te lasă altfel, după aceea trebuie să fie nume, prenume scris corect. Și pune și numărul de telefon, că dacă nu spui de numărul de telefon, s-ar putea să-ți pierzi contul. Și continuă după aceea, ți se deschide la câteva zile, nu mai spune-ne și la ce facultate, unde ai făcut facultatea, dar vezi că profilul tău e incomplet acolo, prietenii tăi ar vrea să știe asta, deci găsește tot felul de tertipuri ca să dai cât mai multe informații. Acum întrebarea este, este ok să-mi completez cu datele mele sau nu este ok să-mi completez cu datele mele, să-mi pun poza mea de reală de profil sau nu? Și aici sugestia mea personală este să vă puneți date corecte, cât mai privat, pentru că reclama care va fi livrată de Facebook va fi cât mai pe gustul vostru, adică ceea ce vi se potrivește și nu vă va mai da reclamă, de exemplu, ești bărbat, ți-ai pus că ești la sex feminin și primești reclamă la absorbante. Deci ar fi cu totul neplăcut. Pe când dacă ești, să zic eu, fan al echipei de fotbal și ai pus acolo și hai să vezi că îți vine o reclamă la o bericică exact în ziua în care are meci respectiva ta echipă. Sunt multe criterii de targetare. Felul în care țintește audiența Google-ul este mai mult unul comportamental. Pe când felul în care țintește Facebook-ul este unul informațional. Adică știe, dacă tu ai vârsta cu tare și profilul cu tare și ești din localitatea cu tare, s-ar putea să-ți placă lucrurile respective. Facebook are totuși pe partea de rețea socială niște lucruri foarte interesante. De exemplu, dacă prietenii tăi din jur accesează mai mult un banner cu un anumit profil, cu anumite afinități, automat te va targeta și pe tine la fel, în funcție de afinități. De aceea, deocamdată, mi se pare că Facebook este la un gen de pionierat, stă pe o mină de aur, dar nu știe să exploateze cum trebuie și are, cum să zic eu, foarte multă risipă. Și, în general, părerea agențiilor de publicitate este că Facebook-ul nu este la fel de eficient cum este Google-ul și Google îți faci vânzările. Dar o persoană inteligentă ar aprecia că prețul, cheltuielile cu publicitatea pe Facebook sunt de 3, 4, 5 ori mai mici și poți să targetezi totuși mai onest informații. Aș vrea să vă arăt cum arată o campanie, să zicem. Putem să creăm o campanie, da? Pe Facebook. Și asta e o campanie pe Facebook. Și aici putem să punem un site, da? Și aici putem să alegem o fotografie. După ce această fotografie va fi promovată. Da. În campanie. Fotografie va fi promovată. Și trebuie să spunem că ne apropiem vertiginos de 7 milioane de conturi Facebook în România. Ei, aici este partea interesantă. Putem să alegem vârsta, să zicem că alegem între 20 și 25 de ani. Să zicem că 20-35 de ani, să zicem că țintim microbiști care să vindem o bere, de exemplu, da? Între 20 și 35 de ani, numai bărbați. Și aici putem să selectăm după interese, după locuri de muncă, da? Putem să introducem numai vorbitori de limba română. Putem să scriem aici numai consumatori de bere, da? Băuturi alcoolice. Deci putem să targetăm exact numărul. Și la sfârșit putem să alegem aici câți bani să cheltuim într-o zi, câți bani, care este bugetul nostru, da? Da. Și nu știu dacă ai ajuns la targetarea pe oraș. Apropo de targetare pe oraș, trebuie să spunem că din cei 6.700.000 de conturi,
20% sunt din București. Deci dacă vrei să vinzi ceva în București, targetezi acești 20% și te adresezi automat celor interesați. Bineînțeles, să dăm un alt exemplu. S-a deschis un mall acum recent în zona Florească. Ei vreau să comunice, vreau să arate, au avut o mulțime de promoții. Categoric trebuiau să targeteze orașul București din punctul ăsta. Sau un operator de telefonie mobilă, de exemplu, sau operator de telecomunicații. Are ofertă, exact. De exemplu, cum există o ofertă la WiMAX acum la un operator, și numai în anumite orașe, pe București, da? Numai pe București. Da, da. Și se extinde. Și poate să-și facă reclama targetat. Nu are sens ca să-ți faci reclamă pe un website care intră 80% din țară sau 70%. Exact. Chestia aceasta cu targetarea este că oprește cheltuielile inutile. Pentru că, de regulă, orice companie mare are pierderi jumate din reclama care o face, o face degeaba pentru că nu este pusă unde trebuie. Cu atât mai mult atunci când vorbim despre publicitatea la televiziune versus publicitatea online. Deci un avantaj covârșitor, un avantaj net, îl reprezintă ceea ce tu ai demonstrat mai devreme promovând pe Facebook un anumit produs. Acum trebuie spus că și Facebook-ul, pe de o parte, poți să-l promovezi în mod direct, pe de altă parte, așa cum spuneai, să faci o pagină de fan. Deci dacă ai un serviciu bun pe care vrei să-l promovezi, un serviciu al tău, mai special. Mai special. Deci trebuie să faci o pagină de fani, o pagină cu ajutorul căreia să comunici toate avantajele pe care le oferi, toate promoțiile, să găsești modalități inteligente de a atrage cât mai mulți fani pe acea pagină. Și acesta este un mod de a vinde prin Facebook. El nu convertește neapărat în mod direct prin campaniile care se la fac, click, dar da. Dacă reușești să-ți construiești o pagină de fani care să informeze antrenantă în care să implici, tocmai asta este avantajul Facebook, interactivitatea și implicarea într-o pagină de fani, atunci ai mult mai mari șanse să vinzi către acea masă de fani. Și trebuie spus că în România sunt pagini de fani ale unor branduri puternice cu peste 1 milion de fani. Deci vorbim de peste 20% din fanii internet, iar acel milion sunt fani activi. Că și asta trebuie să spunem. Sunt 6.700.000, dar activi cu adevărat, care intră zilnic, probabil că sunt jumătate sau hai să spunem sau 60%. Sau, da, e greu de apreciat. Da, pe de altă parte este evident că Facebook-ul este al celor tineri, al celor mobili, al celor care vor să comunice și care comunică prin internet. Ei se simt stăpâni, așa cum spuneai tu, în orice moment al zilei. Fie că sunt în pat, fie că sunt la toaletă, fie că sunt la școală, fiind la serviciu, și vizibil permanent. Ei sunt conectați și folosesc fie acel chat care este disponibil pe Facebook, îl folosesc din orice loc. Asta este foarte interesant, faptul că mulți nu înțeleg perspectiva comunicării în partea de publicitate. Foarte mulți clienți sau foarte dintre cei cu care lucrăm noi sau cei care vedem că lucrează cu altă parte investesc 99% din bani în deployment, adică în desfășurarea de forță a mesajului, și doar câteva procente în partea de creație a respectivului mesaj. Dacă un banner sau un videoclip este făcut inteligent sau genial, acela se va răspândi viral și va avea efectul scontat. Fie că informează sau că face vânzări sau că îl atașează la brand sau îl implică mai mult, fiecare are un rol. Și aici trebuie gândită de fiecare dată o campanie integrată. Pentru că cel care se duce cu campania de publicitate doar pe Google nu s-a dus peste tot. Trebuie să meargă și pe Facebook, trebuie să meargă și pe YouTube, să intre un pic și pe Twitter, și chiar Yahoo-ul are reclamă nu numai în partea de jos, ci a ajuns să aibă campanii destul de violente și pe site-ul lor. Păi nu, și au campanii susținute pe mail. Da. Deci când intri pe mail, atunci ești asaltat. Da. Bineînțeles, ai nevoie și de o parte de fidelizare. Prin intermediul bannerelor poți să îndemn ca să se înscrie la newsletter.
sunt foarte mulți împotriva faptului că newsletterul nu are o reputație tocmai bună prin perspectiva că ar deranja. Diferența dintre un newsletter și un spam este că newsletterul este țintit pe exact cine interesează. Spamul este o informație care nu trebuie. Iar 95% din e-mail-urile care circulă pe internet sunt publicitate fără țintă netargetată și se numesc simplu spam. Bineînțeles că din ăștia 95%, 50% nu au scopuri tocmai oneste. Dar 40% chiar au scopul de a-și promova un business, dar dacă ați observat, de regulă, cei care transmit spam sau mesaje publicitare nedorite sunt afaceri la început, scrise stângaci, fără niciun pic de cultură de publicitate, de marketing. Și toată discuția aceasta are loc pe fondul în care, aș putea zice, pentru România, producătorii români se vaită că nu avem piață de desfacere, că nu ne vede nimeni. Mai mult aș pune pe seama faptului că nu știu cum să-și facă reclamă, pentru că publicitatea pe internet poate să fie gratuită sau poate să fie plătită. Mă refer mai mult la publicitatea care nu e plătită. Sunt foarte multe locuri în care își pot face multă imagine și aceștia nu sunt deloc activi. Nu postează niciun fel de informații. Publicitatea trebuie să informeze. Am făcut respectivul produs mai bun, am introdus o nouă opțiune. La cererea clienților noștri am scos un produs care să corespundă, nu știu cum, cum ar fi, să zicem, o bere cu gust de lămâie. Cine se gândea la o asemenea trăznaie? La o bere neagră te mai așteptai, dar la o bere cu gust de lămâie mai puțin. Dar dacă asta cere publicul, asta s-a dat. Și ideea de bere cu lămâie n-a pornit, cum să zic eu, din fabricație. A pornit de la o lămâie pusă în vârful unei sticle de bere. Așa, hai să revenim și la părțile mai puțin plăcute. Anul acesta a fost amendat Google cu o cifră record, cu o cifră record, pentru că a permis publicitatea unor suplimente alimentare care sau, de fapt sau medicamente, erau, pur și simplu, chiar medicamente care trebuia să se prescrie numai cu rețetă. Exact, trebuiau prescrise numai cu rețetă sau suplimente alimentare care de fapt nu prea erau suplimente, erau niște prafuri care nu aveau absolut niciun efect. El a permis campanii extrem de agresive care au dus la vânzări de probabil sute de milioane de dolari pentru acei producători. De zeci de miliarde. Sau poate miliarde. Per total, da. Exact, miliarde de dolari. Per total. Pentru acei producători de medicamente sau de suplimente. Iar Google a permis această desfășurare de forțe, a fost amendat cu nici mai mult, nici mai puțin decât 500 de milioane de dolari. Cea mai mare amendă din istoria omenirii. Exact, cea mai mare amendă 500 de milioane de dolari. A primit-o Google. Da. Explicația este oarecum întortocheată. Pe internet nu poți să ai contact cu produsul, să-l testezi, să-l guști, să-l pipăiești, să-i faci o probă, neavând nici contactul direct ochi în ochi, cum este la farmacie sau la brutărie. Cumperi o pâine care nu e bună sau așa, te vezi din nou cu respectiva persoană. Există o doză de necinste al publicității internet. Iar se pare că o zonă profitabilă, adică de fapt cea mai profitabilă este zona de farmaceutice, care e o substanță și o vinzi de 1000 de ori mai scump. Da? Pui un praf oarecare, zahăr pisat, îl pui niște pastile și zici, uite, față de prețul de farmacie este la jumătate. Și atunci toată lumea se înghesuiește. Tu vorbești de fraudă acum. Da, da, da. Vorbești de o fraudă. Vorbesc de fraudă. Și de faptul că poți să promovezi necinstit, incorrect, fraudulos, un produs care este contrafăcut. Da, dar drumul verificării calității produsului până la client și drumul înapoi, de la reclamație până la sancționarea respectivului persoane care a făcut publicitate, trece prin Google. Iar Google nu poate să ajute pe toți care au făcut reclamații. Are decât 50.000 de angajați, iar cei care își fac reclama nu sunt 100.000, sunt zeci de milioane. Zeci de milioane de advertiser care plătesc între 100 de euro sau 100.000 de euro lunar pe publicitatea care urmează acolo. Google pur și simplu s-a văzut față în față
cu imposibilitatea de a controla cine își face reclamă. Iar în cazul de față, cel mai profitabil au fost produsele de farmacie, care promiteau mult mai multe, la preț mult mai mic, și nimeni nu putea să le verifice, pentru că Google nu are departament care să verifice ce conține pastila respectivă. Normal. Și după acestea au urmat suplimentele alimentare, pentru suplimente alimentare care pot fi pentru bunătățirea activității, așa, sau musculare, sau sexuale, sau lucruri de genul acesta, care iarăși n-au putut fi controlate. Lui Google i-a convenit o bună perioadă ca să ia banii respectivi pe publicitate. Riscul îi aparține la cel care a dat decizia, dar de fapt Google are și partea sa de vină, pentru că a fost avertizat în numeroase rânduri ca să mai filtreze campaniile, să nu mai accepte orice campanie. Trebuie să spunem celor care ne privesc acum că a porni o campanie pe Google sau pe Facebook câteodată durează 12 sau 24 de ore dacă este acceptată. De exemplu, dacă încerci să deschizi o campanie în care promiți că o pastilă te va face mai gras, mai slab, mai deștept, în mod cert nu-ți va fi aprobată. Dar dacă faci reclamă la o mâncare de căței sau de pisici, este acceptată fără nicio problemă. Dar aici, dincolo de produsele contrafăcute pe care Google nu le poate controla, mare atenție la utilizatori, pentru că au început să apară produsele secundare contrafăcute, genți Gucci, pantofi sau tot felul de alte produse, da, care au prețuri mult mai mici. Vă anunț de pe acum că nimeni nu poate garanta cât de originale sunt produsele la care reclama este făcută pe internet. Apropo de cui faci reclamă, CNN a făcut un studiu în care a constatat un fel de studiu că din cele 1,1 miliarde de conturi Facebook, o bună parte din ele sunt de animale, de companie, branduri, deci până la urmă în jur de vreo 800 50 de milioane sunt cu adevărat. Mai punem conturi. Și vreo 50 de milioane de persoane care au murit între timp. Și mai punem și foarte multe conturi duplicate. Dacă nu, mulți au chiar 3-4 conturi, deci, de Facebook. Politica Facebook spune clar, n-ai voie să ai decât un singur cont de Facebook care să fie cu toate datele tale, clar. Deci, De la politică până la realitate este o distanță mare. A fost o oră în care am vorbit despre publicitatea online, cum, ce impact are asupra noastră, cum beneficiază companiile de ea, Google versus Facebook, unde e mai bine să-ți faci publicitate pe Google sau pe Facebook. Concluziile le trageți voi, noi v-am prezentat cât se poate de didactic această evoluție. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare, tot de la 1, Iulian Andrei, Mihai Bătrâneanu, vă spun la revedere. La revedere! Numărul unic european pentru apeluri de urgență. Gratuit în orice rețea de telefonie. 112 salvează viața, proprietatea și mediul. Apelarea falsă sau abuzivă se pedepsește. Vrei să devii medic veterinar și să-ți desfășori activitatea oriunde în lume? Facultatea de Medicină Veterinară a Universității Spirul Haret oferă învățământ modern, dotări de ultimă oră, profesori de excepție. În performanta clinică veterinară a facultății se asigură consultații de urgență, analize, imagistică, inseminări artificiale, toate realizate de cadre universitare de un înalt nivel. Clinica universitară este și la dispoziția ta. Telefon 021 242 1575. We'll be right back.